Vreau să vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră de a participa la această conferință de presă. Așa cum v-am obișnuit, împreună cu colegul meu Mircea Dobre, candidatul la primăria municipiului Constanța, continuăm să prezentăm proiectele de interes județean și local. Proiecte care au luat naștere în urma numeroaselor întâlniri pe care le-am avut cu cetățenii județului și ai orașului Constanța. Întâlniri pe care le-am avut pe teren, nu în birou, așa cum fac actualii contracandidați și conducerea Consiliului Județean Constanța. Astăzi vă voi prezenta la nivelul județului Constanța un proiect de interes pentru comunitățile riverane Dunării, comunități care nu au fost deloc sprijinite și vă voi dovedi în următoarele minute. Este un proiect care, pe de o parte, vine în susținerea acestor comunități locale, dar pe de altă parte denotă lipsa de interes și de implicare a acestei triade PSD, PNL, PMP care a condus județul Constanța și care au pierdut numeroase oportunități de finanțare din fonduri europene și chiar pot să spun că au și gestionat prost banul public. Vă spun acest lucru deoarece în ultimele luni, începând chiar de anul trecut, am avut numeroase întâlniri cu cetățenii care locuiesc în comunele riverane Dunării. Am avut întâlniri cu comunitățile de pescari atât de pe malul Dunării, cât și de pe malul Mării Negre. Și astăzi vreau să vă prezint un proiect de sat pescăresc pe care vrem să îl replicăm în comunele, începând de la Hârșova, Topalu, Ghindărești, Rasova, Seimeni, comune care se află pe malul Dunării, în care nu s-a investit niciun ban până acum, deși surse de finanțare au fost. Vă dau un exemplu. Proiectul pe care noi îl prezentăm este făcut pe malul Dunării, în localitatea Rasova. Terenul aparține administrației bazinale Dobrogea Litoral, unde, în acea zonă, există galuri, unde Consiliul Județean putea să acceseze proiecte de până la 200, chiar 400 de mii de euro cu contribuție zero. Deci țineți minte că nu-i costa absolut nimica ca să investească într-un sat pescăresc. Satul pescăresc pe care noi l-am gândit are o componentă de depozitare, colectare și comercializare pește și de asemenea de creare de puncte de debarcare pentru comunitățile de pescari din zonele respective, dar are și o componentă turistică, pentru că am prevăzut și ne dorim să realizăm spații de cazare, spații de agrement, zone de camping, pentru că turismul de camping a început să crească și să se dezvolte foarte mult, mai ales în această perioadă de COVID, când lumea a căutat tot felul de locuri retrase și sigure din punct de vedere al vizitării acestora. Este un proiect care ajută la diversificarea ofertei turistice la nivelul județului Constanța, creează premizele diversificării surselor de venit pentru localnici și a obținerii de venituri suplimentare, dar contribuie mai ales la renașterea tradițiilor, obiceiurilor în zonele respective. Am prevăzut în fiecare sat pescăresc și zone în care familiile pot să se ducă să vadă cum se face o plasă de pescuit, ce înseamnă o afumătoare, care sunt obiceiurile pescarilor. Din păcate, la nivelul județului Constanța, a existat un dezinteres total, o lipsă de implicare și mai ales de un management defectuos. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, deși au avut și PSD-ul și PNL-ul, au avut primari și au în continuare primari în aceste comune, deși au avut consilieri la nivelul Consiliului Județean, deși Consiliul Județean era eligibil să aplice pentru aceste proiecte pe care putea să le finanțeze
în mod gratuit, fără să-i coste niciun leu și să le dea ulterior în administrarea primăriilor sau a comunităților locale, nu au făcut niciun efort, nu au avut niciun demers, la fel ca și în cazul spitalului de pediatrie, ca și în cazul drumului alternativ spre sudul litoral. Noi de la ProRomânia vorbim și vă prezentăm proiecte concrete, proiecte aplicabile. Nu mai avem răbdare să vedem cum vin contracandidații mei cu tot felul de declarații propagandistice, că aduc miliarde de euro în județul Constanța sau că le pasă, atâta timp cât, după cum vedeți, și puteți să verificați și dumneavoastră că existau aceste surse de bani prin programul operațional de pescuit și afaceri maritime în toată perioada 2014-2020, care este o axă, un program în continuare deschis, deci puteau să aplice și pot aplica în continuare până la sfârșitul anului. Acest proiect, acest program va continua și în perioada următoare de programare. Nu au făcut niciun fel de demers. Sper că prin proiectele noastre locuitorii județului Constanța să aleagă ProRomânia ca o alternativă corectă la actuala ofertă politică pe care o prezintă aceeași garnitură veche care au condus județul Constanța în următorii 20-30, chiar 30 de ani. Cam asta este pe scurt proiectul, o să vi-l trimit tuturor.